Bună, Claudia! Bună, Ioana! Bună ziua tuturor! Astăzi vom participa la ciclul investigativ numărul 258, protocolul numărul 1. Eu sunt Ioana Sima, hipnooperator extern și studentă a Academiei Calogero Grifasi. Claudia, colega mea, este suport telepatic al metodei Calogero Grifasi. Ca de obicei, Claudia nu cunoaște tema de astăzi pentru a evita contaminarea informațiilor din această sesiune. Sesiunile investigative sunt compuse din două părți. Avem partea fixă cu întrebări prestabilite pe care nu o putem modifica sau aprofunda și partea liberă, care este o parte explorativă pentru a aprofunda răspunsurile Claudiei din partea fixă. Dacă doriți o sesiune personală cu mine, aveți toate modalitățile mele de contact în bara de informații de mai jos, de sub acest video. Claudia, te rog să te pregătești. Bun. Hai să facem 3 respirații. Eu o să număr de la 3. La 1, în timp ce tu te vei relaxa profund. În timp ce vocea mea te ghidează. Mută-ți atenția pe respirația ta. Fiecare respirație te adâncește și te relaxează. Și mai mult, și mai profund. Aprofundează această stare în propriul tău ritm. Corpul tău se relaxează și orice tensiune dispare. Foarte bine. Acum ești profund relaxată și calm. Întoarce-te în perioada 29-30 octombrie în zonele afectate de Dana, în Spania. Și pe măsură ce număr de la 1 la 3, caută toate condițiile care dau naștere acestui fenomen meteorologic. La 3. 1, 2, 3. Primul rând mi-a apărut ca niște tornade, dar de apă, foarte puternice. Iar a doua imagine, imediat următoare, am văzut parcă niște falii de pământ care s-au ridicat cumva, cu puțin, nu cu mult, însă totuși creează un unghi paralel, în comparație cu zone mai îndepărtate. Aici văd o diferență de unghi. Și când spun asta, parcă văd între unghiurile astea șuvaie de apă. Deci, parcă ar crea niște condiții propice unor revărsări. Aceste, parcă ar fi, nu neapărat cu tremuri, dar totuși e ceva, senzația mea este că percepția e că sunt provocate aceste modificări, nu e ca un cutremur, însă totuși este o modificare provocată a scoarței terestre. Astea sunt primele imagini. Vom mai vedea apoi. Foarte bine. Acum, Claudia, descrie ceea ce se întâmplă exclusiv în plan metafizic în timpul catastrofei fenomenului Dana, la 3. 1, 2, 3. În plan metafizic mi-a apărut imediat ca niște nori, dar tot aceeași formă de spirală o au, așa cum am văzut și prima oară când ai întrebat, însă acum văd mai mulți și sunt din direcții diferite, nu sunt toți. Parcă ar fi cu localizări ușor diferite, anume, parcă văd într-o parte un soi de unitar, de nori de ăștia unitari, parcă ar fi mai localizați mai bine, mai denși, mai mulți acolo, însă în același timp am percepția că vin și din unghiuri diferite, parcă pentru a potența baza asta pe care o văd. Sunt și în alte unghiuri, în jurul zonei respective. Rolul la ceilalți nori, în aceeași formă, dar sunt parcă mai puțin definiți. Rolul lor este de a potența baza, amplitudinea, creșterea energetică. Între toate acestea văd legături, văd fire, deci cumva țin de aceeași comandă, parcă. Comandă, efectiv. Un fenomen dirijat. Parcă ar fi conform unui scenariu, dar folosindu-se și de elemente naturale. Da. Cred că aici cam asta. Bun. Ce se întâmplă din punct de vedere metafizic cu cei care și-au pierdut viața? Mi-a apărut imediat, dar așteptam să văd dacă mi-apare și altceva. Mi-a apărut imediat exact ca niște găuri negre. Mici, parcă ar fi un soi de, bine să zic, hăuri energetice în care acele părți luminale au rezonat cu aceste hăuri. Mă refer la acele părți luminale care au murit în panică, în frică, într-un stres teribil, extraordinar. Și asta era imaginea care mi-apare, însă este pesărită, parcă nu este specifică tuturor celor care și-au pierdut viața, însă, din păcate, senzația și imaginea mea mi arată că într-un procent destul de mare. Nu e ca și cum ar fi fost acolo o comunitate de persoane extrem de detașate de materie, Deci erau multe persoane obișnuite, cu un nivel de conștiință obișnuit, mediu, îmi vine să zic, parcă au fost luați prin surprindere și au rezonat imediat cu pierderea asta a cunoștinței spirituale, îmi vine să zic, în momentul catastrofei. Imediat parcă s-ar fi refugiat ca un sentiment de protecție. Ei au crezut că e un refugiu în acele găuri negre, când de fapt nu e așa. E ca și cum s-ar fi pierdut, îmi vine să zic. Percepția e că în continuare sunt destul de mulți în aceleași sfere închise la culoare, care nu e nimic spre pozitiv, spre evoluție. Parcă ar fi niște buzunare, îmi vine să zic, niște buzunare energetice care nu fac decât să stopeze, să întrețină starea aia. Nu-i ajută să se vindece, ei se simt protejați, dar în același timp retrăiesc și retrăiesc mereu ultimele momente. Bun. Întoarce-te și observă planul fizic al realității și caută cauza ezoterică a omisiunii de a oferi asistență și de a gestiona ajutoarele. Mi-apare mai degrabă o contradicție decât... am avut așa o imagine, nu neapărat acolo de la locul faptei, ci cumva din distanța globului, a privirilor ațintite din afară. De asta am zis contradicție, parcă pe măsură ce acolo lucrurile nu se desfășurau cum trebuie, în direcția ajutorării, văd din exterior, din afară, priviri, parcă un val efectiv de sentimente pozitive, de compasiune care se creează foarte puternic. În schimb, ceea ce ai întrebat tu, lipsa ajutorării imediate acolo la zona respectivă, are de-a face cu exact acest scenariu. Mi-a părut să știi ceea ce am văzut la început, ca și cum ar fi ceva programat. Și parcă nu doar asta, nu neapărat, nu dorința în sine de a se crea victime omenești, ci cât mai degrabă efectul din spatele acestei, adică efectul ăsta de bumerang, nu de bumerang, de domino energetic asupra privitorilor. Ceea ce s-a și întâmplat, însă concomitent, iarăși îmi vine valul acela de compasiune, de sentimente umane, de organizare în sensul de ajutorare, la nivel, știi, uman, nu de guverne, nu de... Da, pe mai multe planuri. Bun, o să revenim în partea liberă. Următoarea întrebare. Inundațiile din serialul Netflix, Sufocant, capitolul 8, care a fost difuzat pe 30 august anul acesta, coincid cu o precizie aproape absolută cu catastrofa care a avut loc. Ce captezi? Am o imagine, mi-a apărut de tipar. Parcă aș vedea linii care se întretaie între ele. Știi, parcă ar vrea să-mi arate un drum care pleacă de la A la B. Iar între aceste puncte, A și B, sunt mai multe condiții, parametri, mai multe cărări făcute. Deci, de fapt, vrea să-mi arate exact tiparul care s-a și întâmplat, și anume caracterul ăsta de predictibilitate, știi, a filmului respectiv. Deci ca și cum este o relație, într-adevăr. Și parcă senzația este nu doar din filmul respectiv, ci și din altele. Deși eu nu știu nici de unele, dar vedeam cumva în spatele acestui film și alte imagini din alte producții. de acest fel. Însă, da, pe scurt, este o relație, clar, o relație între cele două, între catastrofă și film. Parcă ar fi o tendința lor, o plăcere de a-și arăta planurile și lumea cumva nu le ia în serios pentru că le consideră ficțiune, le consideră film și tot ce e film e ficțiune, dar de fapt e o plăcere cumva lor de a prezenta lucrurile în modul ăsta. Ca și cum, în timp ce ziceam asta, mi-a venit, dacă ar fi să vorbim din punctul lor de vedere, a celor care fac aceste lucruri, ca și cum ar zice, dacă ar fi întrebați, noi v-am arătat, noi v-am spus, e vina voastră că nu le-ați luat în serios. E ca și cum ar fi dat un indiciu, și-ar fi făcut partea de pozitiv, inclusiv sensul ăsta îl văd, ca și cum ei s-ar disculpa la o anume, să-i zicem, judecată universală. Ei ar avea motive să se disculpe. Deci nu e doar dorința asta sau plăcerea asta sadică a lor de a-și revela planurile din timp, prin tot felul de modalități, filme, muzică, simboluri afișate în directa vedere a oamenilor, ci și această latură de disculpare cumva a lor într-un viitor oarecare. Da. Bun. Care sunt repercursiunile asupra conștiinței colective locale? Am imagini, cred că aș putea să spun în proporție de 90% de șoc, de groază, de teroare, de senzații și feeling-uri extrem de puternice și joase, de anxietate, de pierderea încrederii totale în ziua de mâine, în siguranța zilei de mâine. Este exact ceea ce cumva, nu doar că s-a dorit, dar parcă era de prevestit, îmi vine să zic, și iarăși mă duce imaginea la... Adică văd oameni care au rămas prinși acolo foarte tare, ca nivel de suferință. Nu e ca și cum ar fi un eveniment ușor de traversat de către nimeni, oricât de evoluat ar fi, însă totuși am percepția asta de oameni că se țin cu mâinile de umeri, se vede o suferință fantastică, extrem de profundă. Pentru bunurile materiale pierdute, pentru stabilitatea, confortul vieții de zi cu zi. Parcă, la un anumit nivel, îmi vine să zic, parcă ar fi atras chiar. Tocmai pentru parcă ar fi fost necesar un șoc pentru a trezi cumva din acea dulce, știi, viață, acel confort al zilei, zi după zi, care se desfășura în același mod. Da. Nu e, știi, e destul de neplăcut ceea ce am zis. Nu e ca și cum e necesar o astfel de tragedie pentru a scoate oamenii din confort. În niciun caz. Însă e un cumul de factori acolo. Parcă și natural și aplicarea scenariului lor a fost în conformitate cu mai mulți factori, cu dorința lor de a face acolo, de a fi într-o țară importantă, de a crea un impact foarte important. Sunt mai multe condiții care au concurat la desfășurarea evenimentelor. Inclusiv nivelul, da, de conștiință al marei mase. Da. Da. Foarte bine. O să ne întoarcem pentru mai multe detalii. Acum, observă repercusiunile asupra conștiinței globale după fiecare eveniment catastrofal. Mi-a venit acum, bine, cu nivel de simbol, clar, însă mi-a venit o imagine tot, știi, parcă ar fi marea și e despărțită în două de o potecă. Asta este imaginea care mi-a venit mie acum. Însă, pentru a-mi arăta nivelul puternic de vibrații care se creează și se ridică și se potențează datorită astfel de acestor evenimente, acestor tipuri de evenimente. Și sunt despărțite apele astea energetice pentru că sunt diferite vibrațiile. Dar parcă sunt munți, efectiv, asta e senzația. Un impact major, un impact foarte mare. Nu e ceva unitar, nu e ceva... Parcă senzația mea este că în viitor vor deveni tot mai aplanate piscurile astea energetice, știi, legătura între ele. Însă pe moment, acum, după astfel de evenimente, asta este ceea ce văd. Niște munți contradictorii, ca și cum se adâncește și mai mult dualitatea și luarea de poziție. Ceea ce am mai văzut și în alte ocazii, însă în continuare e imaginea asta, nu e ceva tare diferit. Încă nu e momentul, parcă e momentul acesta a diferențierii, a selectării, a punerii în tabere diferite la foarte mulți încă din multe conștiințe de pe planetă. Și atunci ăsta este fenomenul deocamdată care se produce în urma unui cataclism de genul. Care este cauza creșterii fenomenelor meteorologice extreme și a inundațiilor în consecință pe planeta noastră? Am avut acum o imagine exact de glob care parcă ar fierbe lucruri pe el. Îmi vine să zic, deci ca și cum fenomenele sunt mult mai exacerbate, asta este o imagine generală, însă în același timp vedeam ceva din afara sferei, ca un soare, să zicem, dar de o culoare mai spre mov. Asta era imaginea mea, nu roșu, nu altă culoare, ci spre mov. Dar nu ca fiind singurul factor în niciun caz. Cumva mi-a apărut imaginea asta ca să-mi inducă ideea de condiții care țin și din afara terei, nu doar de aici, care concurează, care au legătură cu aceste fenomene și care, la rândul lor, oferă cumva terenul propice și elitelor de a-și pune în aplicare planurile, cumva încercând să-și aroge meritele exclusive că ei le provoacă, însă nu, parcă ei doar se sprijină pe niște condiții naturale. Parcă ar fi o perioadă de transformări, o perioadă de schimbări pe plan universal și ei doar iau, cum să zic, profită de lucrurile astea. Dar nu sunt ei jucătorii principali, ei doar parcă ar fi o mână a schimbărilor universale pe care le aplică. Le potențează, le fac să fie chiar mai greu de dus pentru pământ. Parcă pentru a înspăimânta și mai mult omenirea, pentru a crea vibrații și mai negative. Ei profită pur și simplu de asta. Bun. Mai percepe altceva în legătură cu întrebarea asta? Deocamdată nu. Vom mai vedea. Probabil vor mai apărea indicii. Sigur. Ultima întrebare din partea fixă. Progresează în viitor și spunem ce fenomene de natură catastrofală percepi că s-ar putea întâmpla pe planeta noastră? Mi-a părut un amestec atât de mare de lucruri că Parcă ar fi o... Să zicem să îndepărtez ceea ce văd acum ca la un ecran de cinema. Pentru că era ca și cum aș fi acolo eu și nu înțelegeam nimic. Dacă îndepărtez un pic, văd... Parcă ar fi, să zicem, un vânt foarte puternic, însă vântul ăsta conține particule solide. Asta este senzația mea la ceea ce văd. Da. În același timp, percepția clară este că e doar unul din multele posibile, pentru că undeva într-o direcție a ecranului am percepții din nou de acele spirale de care vorbeam și la început, în alte zone ale planetei, deci cumva creșterea acestor tipuri de furtuni foarte puternice, gen uragane, gen tornade, am imaginea asta foarte clar. Însă acel vânt cu particule solide, senzația este că e ceva care nu a mai avut loc sau nu am experimentat, cel puțin noi, ultimele generații pe Pământ, pentru că văd ca și cum ar sufoca. N-ar mai fi posibilă respirația în zonele unde se va petrece acest fenomen pentru perioada cât va avea loc. Nu e ca și cum ar fi în continuu, ci tot ca un soi de furtună, dar e ceva diferit. Nu e ca și cum ar fi vântul care suflă nisip din Sahara și se depun particule pe mașini. E parcă ceva diferit. Particule îmi vine să zic că nu sunt de pe Pământ. Asta e senzația mea. Au un alt fel de aspect. Asta sunt ceea ce mi-a venit în prima fază, dar senzația mea că nu sunt singurele. Pentru că simt, mai bine zis, decât văd acum, apă mai multă și nu mai mult în sensul de inundații, ci cumva în paralel cu secetă. E ca și cum s-ar schimba echilibrul ăsta al apei în natură, în timp ce în unele zone inundații foarte puternice, în alte locuri secetă cruntă, pentru că alternau imaginele. Da. Și pe, să zicem, undeva ca o pânză, așa în spate, senzația probabil că este mai la distanță, e o culoare ciudată. Să zicem un soi de portocaliu, nu știu, magenta, eu nu știu ce culoare e, dar mi-a venit să spun cuvântul ăsta. Eu nu-l prea le știu cu nuanțele. E un fel de roz. Ah, ok. Deci e o culoare între astea care, îmi vine să spun, că are sunet. O culoare care cântă, să zicem. Și cu ce e legată culoarea care cântă? Cu pânza? Da, eu o vedeam ca pe o pânză în spatele celorlalte despre care vorbisem deja. Așa. Parcă pentru a-mi spune că e un fenomen care și el va veni la rândul lui cândva în zona Pământului, va avea loc ceva de felul ăsta. Îmi venea să-ți spun. Însă nu cu efecte ușoare de dus. Decodifică, Claudia, informația acestei pânze, culoare magenta. Și spune-mi ce fel de eveniment percepi în spatele sau ce reprezintă ea de fapt. Îmi vine, în primul rând, simt, când mi-a zis să mă apropii să decodific, am percepția clară de conștiință. Adică parcă nu e ceva aleatoriu, parcă e de conștiință, parcă ar... o conștiință extrem de vastă, extrem de dură, bine să zic. Și parcă ar avea în ea niște particule vibratorii care caută sincronicitatea pentru a lovi, pentru a se manifesta în zona Pământului, în anumite zone sau în anumite, știi cum văd, parcă ar fi, sau anumite comunități de persoane, poate, am percepția acestei pânze care parcă ar fi vii și este, parcă ar, e prea simplistă explicația mea, dar parcă ar fi mici ochi care privesc mediul înconjurător. Care este originea acestei pânze? Nu este terestră, îmi vine să zic. Așa. Nu este terestră și când spun asta, simt o conexiune și cu acele particule din vântul ăla, despre care la fel simțisem că nu este, sunt venite parcă particulele alea. Așa și aici. Percepția este că nu e terestră, este din afară. Hai să vedem atunci. De unde este această pânză, în primul rând? De unde percepi că ar veni? Acum, în secunda în care ai întrebat, am avut percepția de spargere, de pătrundere a unui spațiu. Să zicem noi, parcă am fi pământul, da? Indiferent cum îl vizualizăm. Când tu ai întrebat, am avut percepția unui cer dens, care este pur și simplu fisurat și prin care intră această pânză, care parcă s-ar scurge, parcă s-ar pregăti, s-ar crește, s-ar supradimensiona în funcție de condițiile pe care le găsește aici. Parcă cerul, e ceva de... Da, exact, spune. Cerul nostru. Parcă cerul nostru. Este, exact, dar senzația este că există un anumit nivel de conștiință, din nou, parcă ar căuta sincronicități pentru a se manifesta sau a crește. E un fenomen cumva în directă legătură cu ceea ce găsește aici pe plan al terei, pe plan global. E un fenomen conștient, parcă e... Acum ajung la ceva mai clar. Îmi vine să spun că ăsta este un fenomen care nu este direcționat, nu face parte din scenariul celor de... Știi, de asta aveam senzația mereu că nu e condus, e cumva de la sine, în legătură directă cu ceea ce simte și percepe. Se manifestă sau lovește în proporții mai mari sau mai mici, în anumite zone sau altele. Nu e un fenomen, parcă vine din afară. Nu e condus, nu e provocat de către cercul interior, să zicem, al puterii. În ce an percepi această pânză că va pătrunde cerul? Mi-a venit un 2-0, dar tot nu mi-a venit un 2-0, am văzut, ca și cum e. Am înțeles. Relativul aproape, cumva viitor, dar nu foarte clar. Nu mi-apare un an clar. Bun. Parcă și aici am o percepție de... Așa vedeam ca un elastic timpul, știi, care se prelungește sau se scurtează. Fiind un fenomen cumva cu un anumit nivel de conștiință, parcă se supune nivelului de conștiință al global, în general, care îl va face cumva să vină mai repede sau mai lent. Am înțeles. Claudia, mergi în momentul în care tu percepi acest vânt care conține particulele. Sunt acolo, dar nu știu un an. Sunt doar în mijlocul fenomenului acum. Bun. Observă aceste particule. Cum arată? Sunt mari, sunt mici? Ce culoare au? Sunt foarte mici, gri. Ah, ok. Și senzația este că sunt tăioase. Care este originea acestor particule? Parcă ar fi metale. Îmi vine să zic. Nu metale. Parcă ar fi structură de metal, dar este atât de mic, parcă e ceva praf. Dar eu asta mi-a venit când m-am apropiat foarte tare de ele, mi-a venit să-ți spun cuvântul ăsta, metale. Foarte tăioase, parcă fac nu doar respirația, ci viața e imposibilă dacă te afli în direcția acestui vânt. E clar. Cumva. Clar. Și originea lor, unde percep că ar fi? Am văzut o axă acum, parcă are legătură și cu pământul și în afara lui. nu e total din afară. O axă în sensul de lucruri, elemente chimice din interiorul Pământului, care sunt din Pământ, fac parte din structura Pământului, dar și în afară. Parcă ar fi... îmi vine să spun... așa cum ar fi procesul unei turbine care aduce în comun energie de sus, din afară, da? Care este mult mai subtilă și aici se materializează, pentru că ea vine din afară, aceea care vine din afară, mă refer, trebuie să prindă un pic de substanță ca să poată fi aici aplicabilă pe Terra, da? Da. Iar cea care vine din Pământ, din contră, este extrem de densă și ridicându-se trebuie să devină mai subtilă și parcă văd un ghem, un soi de ghem, dar ceva uriaș, care îmbină cele două energii venind din sus și din jos, din profunzimea Pământului, pentru a le face aplicabile acelui nor, acelui fenomen, să poată fi, să explodeze cumva, să aibă loc la suprafața Terei. Bun. Ceea ce tu percepi acum, toate fenomenele astea, le percepi ca fiind naturale sau controlate? Unele sunt naturale, cele de care... am vorbit, care mie mi s-a părut că ar avea un soi de nivel de conștiință proprie, alea îmi vine să spun că sunt naturale, parcă vin din afară, parcă se supun unei alte ordini. Ordini, nu ca și cum ar fi cineva care îl direcționează, ci unei ordini altfel, universale, nu acesteia mici, unde doar niște oameni și niște entități de deasupra lor stabilesc niște tipare. E ceva parcă deasupra. În schimb, cele pe care deja le cunoaștem și care au loc deja pe Pământ, le văd, da, potențate, din păcate, și direcționate. Se supun unui scenariu, acestui tipar al elitei, care vor să creeze și încearcă să creeze tot mai mult. Le vor crește în mod cert. Din păcate. Da, mai am o întrebare în legătură cu pânza sau cu acest vânt. Ai spus că depinde de conștiința, de nivelul de conștiință pe Pământ. Da, iar mă duce imaginea la acei ochișori. Bun. Deci este o pânză cu ochișori. Da, este foarte empiric ce spun eu, dar asta e, în ce sens? Parcă particulele alea pe care le văd eu, parcă ar simți, ar mirosi, are o conștiință. Exact, dar ceva extrem de vast. Parcă s-ar întinde, dacă ar fi să mă raportez acum privind cerul, parcă s-ar întinde pe toată suprafața cerului și se coagulează în puncte de referință, în funcție de ceea ce, cu ce se conectează, cu sincronicitatea pe care o găsește. Deci, dacă ar fi să ne raportăm cumva la... Nu, dar nu știu dacă pot să mă raportez. Ar fi minunat, știi, să spunem că e ceva care pedepsește răul și protejează binele. Este neutră, din câte am înțeles. Parcă mai degrabă așa îmi vine să spun, da. Pentru că văd distrugeri în același timp provocate de fenomenul ăsta în zone foarte frumoase, foarte, știi, deci nu e ca și cum ar proteja ce e frumos sau natura în sine. Deci, totuși sincronicități care sunt de ce sincronicități are nevoie ca să producă aceste fenomene? Care sunt condițiile ideale? Dacă nu locul sau... Nu percep asta neapărat locul. schimbări. În primul rând, schimbări foarte mari. Mă duce iar imaginea în afara globului, deci acele condiții universale de care spuneam, parcă ar fi un timp al schimbărilor, un moment propice acestor schimbări, parcă nu e prima oară când se întâmplă asta, a mai avut loc la suprafața Terei. Da. Sincronicitățile le văd mai puțin totuși să aibă de-a face cu omul în sine, poate mai degrabă cu comunități, cu rolul unor oameni în cadrul comunităților. Nu e greșit spus, rolul unor comunități în cadrul ecuației mari a Terei în viitor, mai degrabă. Ce fel de comunități? Care să susțină viața. Îmi vine să zic. Să susțină viața, exact asta mi-a venit să-ți spun. La modul esențial, la modul real și profund. Nu la nivel de tehnologie sau de... ci ca și conștiințe, ca nivel de conștiință, în primul rând. Uh-huh. Dar din nou mă duce imaginea spre foarte multe distrugeri. De asta mi-e greu cumva să le separăm și să le facem, să le înțelegem așa cu mintea noastră. Da. De ce și spre cine s-ar îndrepta, pentru că văd extrem de multă distrugere creată chiar cu acest fenomen. Hai să luăm acest exemplu, da? Catastrofa din Spania. De ce s-a întâmplat în Spania? De ce se întâmplă în Spania? Mi-a venit exact prima percepție ca și cum nu e pentru motiv anume, cât mai ales pentru condițiile oferite climaterice, geofizice în zona respectivă, aplicabilitatea mai ușoară a tehnologiilor lor în acea zonă, datorită acestor caracteristici locale, ofereau o ușurință cumva, o fiabilitate a sistemelor lor. Și, de fapt, prima percepție când ai pus întrebarea a fost că e unul dintr-un șir. E ca și cum atenția parcă nu ar trebui neapărat să se orienteze spre de ce Spania, că vor urma și altele. Asta e ceea ce îmi venise, să știi, ca gând. Aha. Percepi unde vor urma și altele? În ce zone ale Pământului? Mi-a venit un cuvânt acum, mi-a venit să-l spun, mi-a venit Gibraltar. Nu știu ce sens și ce are, dar așa mi-a venit. Și altele în zone de... acolo unde sunt în mod clasic uraganele, în zona de Caraibe mi-a venit. Da. Bun. Claudia, în legătură cu catastrofa Dana din Spania, ai perceput niște modificări a scoarței Pământului și acești nori în formă de spirală, care vin din direcții diferite pentru a potența creșterea energetică. Ai spus că totul este dirijat. De cine este dirijat acest fenomen? Ce percepi? Să zicem, pleiada raselor pe care le vedem mereu la cârma acestor evenimente neplăcute. Imediat prima oară mi-a apărut verde, tip clasic cumva de reptiloizi, dar de rang înalt. Exact ceea ce am mai văzut. Ca de obicei. Umanoizii, foarte mult spre tehnic și creier cumva operațional, dar și insectoizii în zone de tehnic. parcă văd și gri în același timp, parcă ar fi la cârma unor mecanisme care provoacă, pornesc și mențin viteza acelor turbioane pe care ți-am zis că le vedeam. Fiecare parcă e cu rolul lui, cu locul lui bine stabilit în cadrul unor astfel de evenimente și, bineînțeles, cu omologii lor, cu instrumentele lor umane, care sunt armata. E greu să spun, de exemplu, la uman, dacă ne raportăm din ce țară sau guvern fac parte, pentru că văd un conglomerat, în general, toate evenimentele. Da. În legătură cu această conștiință colectivă locală, acest 90% șoc, teroare, frică, oamenii prinși în suferință, unde merge această energie? Ce se întâmplă cu ea? Observă-i parcursul. Am văzut acum ce văzusem și mai devreme când se forma energia aia din pământ și deasupra și crea într-un soi de glob la mijloc, parcă se cataliza ca să fie aplicabilă în zona pământului. Acum văd în același mod că intră, că absorbe acei stâlpi, să zicem, tipul ăsta de energie. Parcă o parte se duce în sus, o parte se duce în jos, în zona pământului. Parcă s-ar stoca în acest mod și nu doar stoca, ci folosi parțial din ea. Însă asta e percepția mea. Așa cum atunci eu vedeam că iese, acum se duce în aceleași direcții, în sus și în jos, parcă se sublimează într-un fel pentru a se stoca în zona de energetic, de subtil, de dimensiune cumva imaterială, cea spre în sus, iar cea spre în jos este stocată într-un mod mai dens, toată sferința. Cum influențează asta nivelul de luciditate, ca să nu zic trezire, a oamenilor pe pământ? Mi-a apărut iarăși acea imagine care ți-am zis-o, ca o mare care se desparte. O parte se creează, sunt create energii extrem de joase, acelea de șoc de care vorbeam, de tristețe, de depresie, de șoc. Asta e cuvântul cel mai bun. Șoc complet, parcă oamenii efectiv își pierd la un anumit nivel mințile, rațiunea, pentru că au ieșit total din zona lor de confort și nu știu cum să reacționeze, cum să o ia de la capăt viața. Însă în același timp, ceea ce îți spusesem deja, vedeam valul ăla uriaș de compasiune venit dinspre restul lumii, spre zona afectată. Și nu doar asta. Umanitatea asta este ceva care, deci sentimentul ăsta care se trezește e ceva care nu doar că egalează, dar și depășește muntele ălalt, să zicem, de negativități, de sentimente negative. Și pe lângă asta, supraviețuitori în sine, în ei se creează un declic foarte important. Parcă ei sunt cei care cresc exponențial, le crește nivelul de conștientizare, pentru că ei sunt cei direct implicați. Bineînțeles, nu în toți, adică nu e ca și cum ar fi un eveniment și se schimbă complet modul de gândire al tuturor celor care supraviețuiesc. Din contră, văd chiar cei mai mulți își caută o nouă locație relativ sigură pentru a se relua viața de acolo de unde au lăsat-o, însă totuși, chiar și așa, aici parcă apar cele mai, să le zicem, scântei de trezire. Semințele sunt aici sădite cel mai puternic, în zona de catastrofă, în care a avut loc catastrofa. Adică sunt persoane și chiar și cele care o iau de la capă cu viața, o vor lua de la alt nivel deja, de la alt nivel de conștientizare, în care deja înțeleg că nu e totul așa cum pare, nu-și mai trăiesc viața în acel confort călduț, dormind de aici încolo. Deja un alt nivel a fost sădit în inima lor. Acel confort pe care tot l-ai menționat reprezintă ignoranța? Ignoranța aspectelor subtile, îmi vine să zic. Când spuneam asta, vedeam oameni care doar se duc, cumpără, vin, se așează, televizor, dorm. Ignoranța pentru fenomenele sensibile, subtile ale vieții. În momentul în care trec printr-o astfel de tragedie, se ascult astfel de simțuri. Încep să se uite mai departe de propriul perete al casei, să caute alte indicii, să observe în alt mod, să se intereseze mai mult de relația dintre diverse fenomene, oameni, să se raporteze altfel chiar la nivel uman sau sentimental cu ceilalți. Contactul, comuniunea se face într-un mod diferit după un astfel de scutură din temelii, parcă orice ființă, oricât de relaxat și-ar fi trăit viața până atunci. Da. Aceste valuri de sentimente pozitive care vin din afară, cum influențează situația sau conștiința de acolo? În primul rând conștiința, exact, cum bine ai zis. În primul rând conștiința, parcă îi sprijină. E acel sentiment de unitate umană pe care eu resimt primit valul acesta din afară, de căldură. Și asta îi ajută mult, ca și cum știu că toți suntem la același nivel, la un anumit nivel la fel. Nu e nimeni diferit, toți putem trece prin astfel de tragedii. Dar știm că există suportul și sprijinul celorlalți, fie că vine printr-un gând bun sau un camion de ajutoare, nu știu. E un sentiment care sprijină foarte mult și aduce putere cumva, tărie în a trece și a depăși momentele grele. Bun. Voiam să mă asigur că nu se pierde sau că nu e folosită în alte scopuri. Eu m-am raportat la asta acum. Acum când ai întrebat, e altă imagine care mi-a apărut. Depinde în modul în care este și emis, și răspuns, și primit. Există și latura asta. Dacă există acea îngrijorare a celor care o transmit, că vai să nu se întâmple și mie, și atunci se creează în sine un sentiment de panică sau de, știi, de anxietate, evident că asta este o emoție negativă. Însă noi ne refeream exact la empatie și compasiune, care este diferit de milă. Libere. Exact, și libere de atașamente. Atașamente sau propria anxietate sau tendință spre panică proprie. Bun. Și la fel la cei care primesc, cumva nu primesc ca o milă, ca un sentiment de milă, ci exact ceea ce vorbeam, acel sentiment de unitate, de căldură umană care se transmite în astfel de momente și eu resimt. Bun. Haide, Claudia, să mergem la acele părți subliminale care au rezonat cu o frecvență mai negativă și au murit în panică, frică, stres, care sunt în acele buzunare energetice. Mărește puțin imaginea și spune-mi ale cui buzunare sunt. Ale multora. Deci nu este doar un buzunar. Sunt mai multe buzunare. Exact. Sunt ca niște pliuri în zona energetică care aparțin mai multora în funcție de foarte mulți factori, de interferențele persoanei respective, de șina pe care a murit, îmi vine să zic, de ce sentiment, de cât de joasă a fost vibrația sentimentului, a simțirii. Sunt foarte multe și diferă în funcție de toți factorii ăștia. Ce fac acele părți subliminale acolo? Cum? Dacă ne împărțim percepția în două, dacă mă raportez din punctul de vedere al lor, ei retrăiesc mereu acea panică, acel sentiment, acea neplăcere. O retrăiesc și încearcă să scape. Văd priviri mereu. De fapt, lucrurile sunt mult mai complexe în funcție de fiecare persoană, dar ca să luăm la un numitor comun, văd privirile astea care nu înțeleg ce se întâmplă și cum să iasă. Niște priviri pierdute, asta este cuvântul cel mai în esență. În schimb, din punctul eu, dacă mă raportez la mine și îi privesc din afară, e ca și cum ar trăi într-un hău. Ăsta este cuvântul. Într-un hău în care nu se întâmplă nimic. Știi că atunci când se tot repetă ceva, aceeași fragment muzical, o ia de la capăt, o ia de la capăt, o obsesie. Nu se întâmplă cerc. Un cerc vicios, nu ieși din el. Câte părți subliminale percepi ca fiind acolo? Nu mi apare o cifră exactă, dar în aceste tipuri de găuri negre, să le zic, îmi vine să zic un 35%, parcă nu e totuși foarte mult din cei care au decedat. Uh-huh. Nu e foarte mult. Eu mă așteptam să fie mai mult. Asta mi-a venit, 35% ca și procent. Nu e foarte mult, dar e mult și mare suferința lor. Asta este ceea ce contează cumva. Parcă ar fi pe grade. Mi-a venit un 35 cei foarte afectați, dar depinde de fiecare nivel. Fiecare a fost afectat într-un fel sau altul în momentul ieșirii din corp. Însă acum când ne-am extins cumva în căutări, sunt și părți, subliminale, care putesc încă deasupra locului. Da. Parcă încearcă să-și găsească din nou locurile cunoscute unde au trăit, însă pe acestea le simt deja la o fază destul de aproape de acceptare a ceea ce s-a întâmplat și a faptului că nu mai sunt în corp. Sunt mai multe în funcție de nivelul lor, din nou, repet, de la ce frecvență au, în ce mod i-a șocat, cât de puternic sau de pregătiți erau la un nivel subtil, pentru că conștient nimeni nu era pregătit. Însă totuși, într-un fel sau altul, unii sunt mai mult sau mai puțin pregătiți pentru astfel de evenimente. Exact. Hai să vedem. Claudia, transmite informația pe care noi am descoperit-o în această sesiune tuturor părților subliminale, tuturor nivelelor pe care i-am spunut. Și spunem cum faci asta. Pur și simplu văd fire care pleacă parcă de la noi, ca niște biți de energie, parcă îmi vine să zic, și sunt apucați, prinși de către unele dintre părțile subliminale. Nu niciun caz de toate, dar văd clar ochi îndreptați spre aceste canale de energie informaționale. Bun. În aceste canale transmite-le informația că ei au puterea să-și deschidă un portal și să-și trăiască experiențele pe care ei le doresc de acum încolo, că sunt liberi să plece, că sunt liberi să experimenteze în alte locuri. Da, este acceptată informația. Cei care nu putem, evident, obliga pe toată lumea să accepte, pe nimeni, de fapt, să accepte informația. Parcă unii doresc în continuare să experimenteze acel lucru. Exact. Pentru că fiecare parte subliminală are nivelul ei de conștiință și are nevoie, poate, de aceste experiențe pentru a merge mai departe. Foarte bine, Claudia. Spune-mi acum cum percepi aceste părți subliminale. Au mai plecat? Mai sunt acolo? Au mai plecat și simt eu o ușurare. E clar o percepție mai plăcută, să pot spune așa, asupra întregii zone despre care până acum am discutat, a părților subliminale. Simt o ușurare, simt ca și cum s-a mai ridicat din apăsare. Da. Care exista acolo. Adică unele s-au îndepărtat de loc efectiv, au început să înțeleagă ce s-a întâmplat și că ei trebuie să-și caute cu adevărat alte zone de interes și de experimentare. Iar din cei din zona de experimentare aia neagră, priviri îndreptate spre exterior. Asta este un mare lucru deja, mi se pare. Este. Aceste părți subliminale care pluteau deasupra lacului, locului, nu lacului, scuze. Le mai percepi? Nu, se îndepărtează foarte multe. Se depărtează efectiv, nu mai sunt interesate, nu mai prezintă interes locația dezastrului. foarte bine. Acum pot experimenta cu mult mai multe lucruri și corespunzător exact. Cu ele. Exact. Văd cum se îndepărtează. Puncte luminoase. Mm-hmm. Bun. Mai am puține întrebări în legătură cu acel serial și poate cu serialele sau filmele în general, Claudia. Mm-hmm. Deci, ai menționat că există predicții, în special cu ăsta, care a prezis, practic, catastrofa asta, Dana. Deci a fost un anunț public. Ca un afiș. Ca un afiș. Când ai spus exact. Anunț, am văzut un afiș în fața ochilor. Exact. Uite-te dacă percepi oameni care au luat în serios acest anunț. Și au plecat din zonă, eventual, din acea zonă. Îmi vine să spun 1%. Da. Parcă totuși au fost de extrem de puțini. Și mai degrabă nu că s-au mutat, ci cumva parcă și-au luat doar o perioadă în alte părți ale lumii de a trăi. Pentru că, deși foarte puțin, totuși văd acum în prezent, mi-apar niște imagini de oameni care de acolo au plecat și trăiesc și sunt exact ca și, cum să spun, rezultat al faptului că au văzut acel film. Au făcut această mișcare, chiar dacă extrem de puțin. Parcă îmi vine să spun că modul lor de a face, pe lângă ceea ce spuneam, plăcerea asta sadică de a-și revela planurile, este și acea latură a monedei că ei totuși ne anunță, deci noi putem să facem schimbările în timp util. Și chiar dacă foarte puțini iau în serios avertismentele și iau măsuri, ei ca și cum ar avea motiv să spună apoi, vedeți, a avut efect că ne-am făcut acest anunț public. Deși este un prea mic scuză, pentru că extrem de puțin exact. Serios. Este, dacă ar fi să luăm toate serialele și toate filmele care sunt făcute despre evenimente catastrofale meteorologice sau spațiale sau unde să mergem? Când tu spuneai acum, îmi venea foarte clar senzația că foarte multe din ele sunt și false, știi? Exact. Cum putem false. Recunoaște? Cum putem recunoaște? Aici imediat mă duce spre propria intuiție și simțire. Parcă mai puțin și cu filmul în sine, ci exact cu propria simțire, cu sincronicitățile momentului, cu urmărirea evenimentelor care parcă trenează în viața noastră sau ne lovesc efectiv. Să știm să deducem ce este potrivit, ce este rezistență din noi sau ce este cu adevărat calea noastră de luat în viitor. Parcă chiar și un film poate fi un indiciu dacă vine în momentul potrivit și contextul potrivit al vieții noastre. Adică nu e neapărat, știi, ca și cum să luăm fiecare film la rând și să înțelegem oare ce o fi real, ce n-o fi, ci foarte mult în legătură cu propriile condiții ale noastre ca ființe. Un fel de deschidere foarte mare avem nevoie spre tot ce atragem în jurul nostru, ca să înțelegem ce e fals, ce e nu și ce ne-ar ajuta pe noi mai exact din ceea ce vedem și înțelegem. Da. Foarte frumos mesaj și cu sens. Să ne ascultăm pe noi înșine și să ne urmărim intuiția și vocea fiecăruia. Exact. Claudia, ai mai perceput ceva în această investigație? Ce vrei să menționezi? Eu nu mai am întrebări. Eu doar, deși am vorbit atât de catastrofe, eu acum simt o liniște foarte puternică și cred că asta este ceea ce vreau să transmit tuturor, indiferent de ce se întâmplă în afară. Liniștea interioară e cea care ne centrează și ne aduce spre noi și ne oferă, să zicem, știi, indiciile potrivite, pentru că dintr-o minte centrată nu pot ieși decât lucruri folositoare nouă înșine și nu din distorsiuni, din temeri, din frecvențe joase, în niciun caz. Centrare pe noi înșine. Adică toată investigația asta, știi, eu am simțit-o din liniște, chiar dacă au fost fenomene foarte grele pe care le-am investigat. Atât, nu, alte lucruri nu cred că mi-au mai parvenit. Foarte bine. Acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 ești în prezent. 1. Te deconectezi de la tot și de la toate și revii total în corpul tău. Spațiul tău este curat, verifică, ridică-ți frecvențele la nivelul tău maxim și optim. 2. Corpul tău devine mai lejer și din ce în ce mai puternic. Poți să-l miști cu plăcere. Și 3. Poți deschide ochii. Cum te simți? Foarte bine. Bun. Foarte bine, minunat. Da, mi-a plăcut mult ce ai spus în legătură cu liniștea, pentru că fenomenele astea și tot ce ai perceput în investigație are tendința de a fi greu și părțile subliminale blocate. Exact, exact. De asta e tare important să facem pași mari de dezvoltare în perioada asta. Și tocmai asta provoacă, se pare. De căutare, de cunoaștere, de citit, văzut, perceput, da, lucruri noi. Și mi-a plăcut foarte mult. Asta e ceea ce cred și eu, o deschidere, pur și simplu, la unele informații care poate înainte nu ne-ar fi atras sau nu, exact, nu le-am fi văzut. Dar dacă acum... Exact. Dacă acum ne-a apărut o anumită informație, un anumit film, un serial, orice ar fi, o carte, exact. Exact. Dacă inima, intuiția spune... Exact. Și după ce văd filmul, mă plimb pe stradă și mai dă și cineva un indiciu, tot că pe care l-am văzut, deja e de băgat. Deja e sincronicitate. Da, de observat, exact. Da. Cât mai mult. Frumos. Mulțumesc mult de tot, Claudia. Cu mult drag. Și mulțumim tuturor că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă urăm o seară minunată și pe curând. La revedere! La revedere! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale, perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio, Caio, Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete: cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre, chiamato il cosiddetto grigio, è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata, perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme, rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglio andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, Parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte, rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.